Evoluția roșalbaștilor de vineri a încântat deopotrivă pe antrenori și conducători. Sub privirea lui Gica Popescu, Chindia a umilit ocupanta locului 3 în clasament, scorul final 4-0 fiind chiar mic față de realitatea din teren. Felicitări, noastre felicitări băieților, într-adevăr, spectacol pe stadionul Eugen Popescu, victorie muncită, meritată și frumoasă. Da, da, băieții noștri au realizat astăzi, cred că cel mai bun joc din retur. E adevărat că și replica adversarului a fost destul de, eu zic, modestă, în ciuda locului ocupat de ei în clasament, dar eu cred că valoarea echipei noastre și-a spus cuvântul și puteam chiar să marcăm mai multe goluri. V-a fost teamă de meciul ăsta? Da, o anumită presiune a rezultatului avem la fiecare meci, însă este un, da, la fiecare meci avem un pic de teamă. S-au scris 4 goluri, s-au ratat alte ocazii bune de a se marca. Da, cred că în acest joc am avut cele mai multe ocazii. Dar important este că din ocaziile create am și reușit să marcăm 4 goluri. Nu s-au resimțit absențele lui Morariu și Hunciu? Bine, Morariu a jucat destul de puțin, dar e vorba de Honciu, care eu zic că Duță l-a suplinit destul de bine. Publicul? Foarte cald, aproape de noi. Sper că am reușit să-i mulțumim cu jocul nostru prestat. Chimia Braza remiza la Albăt, ați trecut pe primul loc cu 2 puncte peste principala contracandidată. Da, am aflat și eu acum, dar noi, după meciul de la Braz, avem ca obiectiv câștigarea tuturor celor 4 meciuri și mai puțin mă preocupă ceea ce fac ei. Totuși, este un rezultat care ne avantajează, într-adevăr. Târgoviștenii vor afla la mijlocul acestei săptămâni decizia finală a Comisiei de Recurs privitoare la dreptul de promovare. Dacă federația își va menține interdicția, oficialii târgovișteni vor muta cazul la TAS.